Bine că ai venit cu mașina asta. Așa. Că tocmai am un prieten care mi-a zis că vrea ceva sport. Așa. Să-i dau niște variante de ceva sport. Da. Și asta nu e singura problemă pe care o am azi. Așa. Îl mai am așa pe cumnatul care vrea un SUV mare. Să înlocuiască un Touareg. Așa. După aia mai am pe varmea, care varmea vrea o mașină mică de oraș. Așa. Are o fetiță, deci îi trebuie și niște bagaje. Așa. Ea zice că nu o interesează dacă e automată sau nu. Așa. Am zis că nu-i mai vând mașină manuală, înțelegi? Aha. Deci cam astea sunt problemele mele azi. Dar care ar fi stocul tău dacă tot îți spui că vinzi aia, nu aia e? Care ar fi, ce ar fi pe stoc? Ești că oamenii ăștia care vin și zic, deci eu aș vrea o mașină, gen zilele astea. Da. Bă, ok, nu, bun, adică gen, frumos, de capacitatea, da. Volkswagen e la 30%, la mărcile din grup la fel, la producție, na, da. Acum nu știu, vor mașină. Deci, practic, ce vrei tu să-mi spui este că nu cumperi ce vrei, cumperi ce găsești. Da. Ah, ok, am înțeles. Deci problema noastră acum nu este doar că noi trebuie să răspundem oamenilor care întreabă ce mașină să-și cumpere, ci mai este și a răspunde conștient de stocurile care sunt acum în piață. Păi sau care nu sunt, de fapt. Păi și mai bine să duc ei direct într-un loc și... Da. Văd ei acolo ce există și ce nu există, că la noi vin să le vorbim de sute de modele. Că ei nu știu de fapt niciodată ce vor. Și da. Zic, păi, aș vrea una așa, dar pe dincolo, nu știu, și tu îi spui, păi poți să iei pe asta, că e pe stoc, a, dar nu vreau marca asta. Aha. Deci, cred că au nevoie de un loc unde să găsească tot așa organizat. Ai vrea un loc în care să fie toate răspunsurile astea, nu? Da. Intră aici în dreapta, că nu poți să-ți arăt în mașină când ești la volan. Uite ce trebuie să-ți arăt. Există această platformă, autovit.ro/mașini-noi. Ia să vedem. Exact. Uh-huh. Care este de fapt un comparator de modele și versiuni de mașină. Înțelegi ce zic? Deci, practic, avem o platformă doar cu mașini noi pe autovit.ro, unde găsești peste 5500 de configurații de mașini noi și așa. Citești nu doar specificațiile mașinii, ci și dotările și vezi și prețul mașinii cu discountul Rabla calculat deja, mă, tu înțelegi? Ia stai să-mi iau o Dacia Duster, uite, SL Prestige Extreme. Așa. Așa. Uite, uite. Preț de listă 22.750. Așa. 20.050 preț final. Da. Asta de șmecherie de discount. Corect. Program Rabla Classic 2.700 de euro. Calculatorul Rabla. Dacă intri pe el, da. Aici la link, uh-huh. Te ajută să calculezi valoarea voucherului în funcție de numărul de rable pe care le bagi în program, înțelegi? În funcție de vechime, în funcție de noxe și tipul de carburant al noii mașini. Ah, tipul de carburant. Pentru că diferă voucherul în funcție de ce mașină duci acolo, în funcție de ce mașină îți cumperi. Da, e complicată formula de calcul. Complicat-o acum, exact, da, a făcut cineva în spate aici o magie, a făcut o formulă. Și în funcție de aia, tu îți calculezi prețul mașinii noi. Fii atent că am găsit, uite, ia. În loc de Duster, Toyota Yaris GR. Nu cred. 34.000. Avem Yaris GR? Uite, cere un test drive. Așa, uite, poți să te duci la cerul test drive. Așa, și poți m-a trimis, să te duci uite. Către OLX ca să cauți rable pe OLX. Pentru, caut o rablă pentru un GR. Caut o rablă uite, pentru un GR. Uite, m-a băgat aici la toyota.ro, pe site-ul mărcii. Exact. Probabil că așa te duce la fiecare marcă pe da. Care o selectezi. Exact. Sunt 5 parteneri în programul ăsta. Momentan. Dacia, Renault, Honda, Toyota și Lexus. Pentru moment. Bun. Și după aia poți să dai și cere o ofertă. Exact. Și unde mai cert pentru un discount? Aici la cere ofertă? Păi te duci la cere ofertă și s-a dus la... Și după aia te sună cineva. Toate asta e. Înțelegi? Platformă de mașini noi. Toate mașinile noi. Da, practic experiența este simplă, platforma este unică și sunt peste 5500 de configurații de mașini noi aici, prin care poți să te joci și pe care poți să le compari. Cred că te-am lămurit.